Având în vedere că legea bugetului asigurărilor sociale a fost publicată destul de târziu, noi am început să înregistrăm cereri din data de 15 ianuarie, astfel încât la acea dată nu știam că prin această lege a bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2010 se interzice Casei Naționale de Pensii să contracteze bilete de tratament balnear pentru lunile iulie și august. Suntem în situația în care, din cele 5.275 de cereri, câte avem înregistrate până în prezent, în jur de 900, mai exact 894 de solicitanți, au optat numai pentru luna iulie sau numai pentru luna august. Astfel încât aceste 900 de persoane care au depus cereri la noi nu vor intra în sistemul de alocare a biletelor de tratament pentru că nu există opțiune pentru aceste luni iulie și august. Rugămintea noastră este ca aceste persoane aflate în această situație cu opțiune unică pentru iulie sau august 2010 să-și reformuleze cererea. Îi așteptăm la noi pentru a reveni asupra perioadei, pentru că altfel nu vor intra deloc în acest sistem de alocare prin programul special